A fost de 11 ori campion național la patinaj viteză. Viața i s-a schimbat brusc. A schimbat sportul și a devenit vice-campion olimpic la ciclism în 2008. Vara aceasta la Londra și-a depășit propriile limite și a scris o filă în istoria sportivă a României, fiind primul și singurul paralimpic premiat cu aur din țară. Născut în Miercurea Ciuc, se consideră cetățean român și se pare firesc să concureze pentru România. Câtă putere trebuie să pedalezi din România până la aurul olimpic? Eduard Novak, campion paralimpic Londra 2012, vine la vorbe grele cu Victor Ciutacu, vineri de la ora 22 la Antena 3.